Nici nu puteți să vă închipuiți câtă jale a fost astăzi aici în clădirea asta. Casa Prieteniei, li se spune așa, scrie acolo, Casa Prieteniei. Cred că de acum putem să-i spunem Casa Șpăgilor, Casa Mitei, Casa Corupției. Și toate epitetele astea din aceeași categorie. Nici nu puteți să vă închipuiți câtă jale a fost astăzi aici, în clădirea asta. Cât vuiet, cât plânset, cât bocet. Cum e posibil, domnule, așa ceva să îl bage în arest DNA-ul chiar pe omului Flutur, mâna lui dreaptă, omului de încredere, cel în care care îi rezolvă toate problemele și pe care îl trimite peste tot și care face tot în locul lui când este cazul. Și a venit DNA Cluj și a luat Casa Hoților. Salut, Simon. Da, Casa Hoților. Multe denumiri. Putem să facem un sondaj care să fie noua denumire a acestei clădiri. Din Casa Prieteniei, cum să-i spunem? Simon propune Casa Hoților, putem să-i spunem Casa Corupților, Casa Șpăgilor, Casa Mitei, sunt tot felul de denumiri. Bun, și au venit ăia de la DNA Cluj, procurorii, și l-au luat pe Cristi Crețu, omului Flutur, vicepreședintele lui, omului de încredere, și l-au dus, domnule, în arest și a stat omul toată noaptea în arest la Cluj, la Poliția Cluj. Și l-au luat astăzi, l-au dus la instanță, la Tribunalul Cluj, cu propunere de arestare preventivă. Și ce să vezi, judecătorii de acolo, de la Tribunalul Cluj, i-au dat mandat 30 de zile, mandat de arestare preventivă. O să petreacă omul Paștele în arest la Cluj. Câtă jale, cât bocet și cât plânset aici, în clădirea asta, spuneam, la Casa de Prietenie, dar și în partea alaltă, la sediul lor, la sediul de pe Alea Trandafirilor. Și toate astea când Flutur se joacă de-a politica pe la București, pe acolo. Este el președinte interimar pentru 7 zile și acum îi dă derogare lui Ciucă să poată să candideze. Cât teatru au făcut oamenii ăștia, nu știu dacă ați văzut, cu Ciucă care spunea, nu știu, dar nu știu, dar nu analizez, nu știu dacă o să candidez, nu știu. Cât teatru, ce bătaie de joc, ce sfidare la adresa oamenilor. Și tu faci asta, te duci tu acolo, la București, te dai fată mare, te dai tu mare politician de avegură națională. Când asta se întâmplă și asta faci și cu asta te ocupi și știe tot județul ăsta. Nu știu dacă se dau premii Oscar pentru actorie în politica românească, dar Flutur ar fi cu siguranță unul dintre aia care ar câștiga un astfel de premiu. Cum mimează el cinstea, onestitatea, îngrijorarea față de popor și față de soarta românilor și față de soarta sucevenilor și cu ce se ocupă în realitate. Ce se întâmplă aici, în clădirea asta? Șpăgi. Cu cât tupeu și cu câtă sfidare la adresa oamenilor să iei șpaga în birou. Nici măcar nu s-a ferit, nici măcar nu s-a ascuns, nici măcar n-au făcut. Și că mai erau unii care se întâlneau prin parcări, prin locuri dosite, prin restaurante, pe cine știe unde, și împărțeau șpăgile. Asta, știindu-se protejatul lui Flutur, s-a dus omul fără nicio jenă să ia șpaga fix în birou. Chiar. Nu mi se poate întâmpla nimic. Câtă jale! Cât bocet aici în clădirea asta. L-ați auzit spunând ceva pe Flutur despre cum omul lui a luat șpăgi chiar în clădirea Consiliului Județean în birou? Nu, nu l-ați auzit. Nu l-am auzit nici eu și nici nu cred că o să zică ceva. Este aceeași tactică pe care o adoptă Flutur de fiecare dată când are probleme
și belele, cum a făcut și în pandemie, când a făcut mizeriile alea pe la spitalul județean, cum a făcut de fiecare dată, se ascunde. A făcut și cu dezbaterea aia pentru groapa de gunoi mestecăniș pe care a dus-o la Vatra Dornei și la care nu a participat, că el nu se întâlnește cu oamenii, el nu dă explicații. El e așa undeva ascuns într-un turn de ăla de fildeș. Și totul se ascunde, tactica struțului, capul nisip până trece toată povestea și după aia nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase. Asta este strategia lui Flutu și așa se va întâmpla și acum. Dar nu o să lăsăm să uite. În niciun caz. Oamenii nu mai pot fi prostiți, nu mai pot fi păcăliți, nu mai pot fi duși cu zăhărelul. De asta vă mulțumesc tuturor celor care dați like-uri sau distribuiți toate materialele astea, pentru că vedeți și voi, există tot felul de indivizi care încearcă acum să-i spele imaginea, să-i găsească scuze, să zică că, vezi, Doamne, nu știu ce conspirație mondială, națională, internațională este ca să-i strice imaginea lui Fluturs. Sunt unii care încearcă să spele cadavre politice. Acum nu este cazul, dar de asta este foarte important ca informațiile astea să ajungă la toți oamenii. Bun, asta voiam să vă anunț, că i-a dat Tribunalul Cluj mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile lui vicepreședintelui Cristi Crețu. Asta înseamnă că dosarul este cât se poate de consistent, înseamnă că judecătorul de drepturi și libertăți a considerat că există probe concludente, temeinice, care să susțină acuzațiile de luare de mită și trafic de influență. Foarte probabil înregistrări, că dacă a fost flagrant, a fost pregătit, foarte probabil există înregistrări, s-au fi dus cu tehnică asta, răpană asta care a făcut denunțul. Și așadar, dacă i-a dat mandatul ăsta de arestare preventivă, sigur, probele sunt concludente, temeinice, și oricât ar încerca să îl spele ăștia spălătorii de serviciu, nu este cazul, este șpăgar. Uitați-vă aici, asta este clădirea, sediul, casa hoților, cum scria cineva mai devreme acolo. Mai sunt lucruri importante și interesante pe care o să vi le zic zilele următoare. Așadar, 30 de zile mandat de arestare preventivă pentru vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Cristi Crețu, mâna dreaptă a lui Flutur. Seară faină!